Bine ați revenit la cele mai frumoase probleme de fizică. De-a lungul timpului v-am prezentat câteva probleme care păreau dificile, dar până la urmă rezolvarea lor s-a putut face destul de ușor. Azi vreau să vă arăt, dimpotrivă, o problemă care pare ușoară, dar nu este așa, iar rezolvarea ultimei ei întrebări vă va arăta că, deși uneori e ușor de intuit rezultatul, dovada lui matematică este dificil de obținut. Și acum textul problemei. Un vas deschis are un robinet de umplere și un robinet de golire. Dacă deschidem doar robinetul de umplere, atunci vasul se umple în 45 de secunde. Dacă deschidem doar robinetul de golire, atunci când vasul este plin, bineînțeles, vasul se golește într-un minut. Și întrebarea este, în cât timp se umple vasul dacă deschidem atât robinetul de umplere, cât și robinetul de golire și pornim, bineînțeles, de la starea în care vasul este gol. Deocamdată ne oprim la această întrebare și veți vedea că răspunsul este surprinzător și ne va conduce spre alte două întrebări interesante. Și acum să vedem ce trebuie să știm ca să rezolvăm problema. Întâi, ecuația de continuitate. Dacă un lichid incompresibil curge printr-o conductă cu secțiune variabilă, așa cum vedeți în desen, atunci între vitezele lichidului prin cele două secțiuni și ariile secțiunilor respective există relația pe care o vedeți. Deci produsul dintre aria secțiunii și viteza lichidului prin secțiunea respectivă este constant. În al doilea rând, avem nevoie de ecuația lui Bernoulli. Ea ne arată că suma a trei presiuni, numite presiune statică, presiune dinamică și presiune de poziție, este constantă de-a lungul unei conducte, adică este aceeași în oricare secțiune a conductei. Și ne mai trebuie o formulă care să ne permită să calculăm cu ce viteză țâșnește apa afară dintr-un vas, printr-un orificiu, făcut la adâncimea H. Și această formulă este că viteza cu care iese, deci, lichidul prin acel orificiu este dată de relația radical din 2GH, care este, de fapt, formula lui Galilei. Adică apa iese prin orificiu cu aceeași viteză pe care ar avea-o dacă ar cădea de la înălțimea H. Cam atât trebuie să știm din fizică, mai trebuie să știm niște lucruri din matematică, dar veți vedea când ajungem acolo. Trebuie să dăm nume câtorva lucruri ca să știm despre ce vorbim, așa că să notăm înălțimea vasului cu H mare, aria secțiunii vasului cu S mare, aria secțiunii robinetului de golire cu S mic, timpul de umplere să-l notăm cu T indice U, iar timpul de golire cu T indice G. Să mai numim viteza cu care urcă nivelul apei în vas atunci când este deschis numai robinetul de umplere. Să o numim viteză de umplere și să o notăm cu V indice U. Și la fel, să notăm viteza cu care coboară nivelul apei în vas atunci când este deschis numai robinetul de golire, cu viteză de golire și să o notăm cu V indice G. Să mai notăm și viteza cu care iese apa din robinetul de golire cu V indice I, viteză de ieșire. Și acum a sosit momentul să vă spun de ce este dificilă această problemă. Debitul robinetului de umplere este constant, ceea ce înseamnă că viteza de umplere, adică viteza cu care urcă nivelul apei în vas, este și ea constantă. Dar debitul robinetului de golire nu este constant, depinde de presiunea hidrostatică și aceasta este cu atât mai mare cu cât nivelul apei în vas este mai ridicat. Asta înseamnă că la început viteza de coborâre, viteza de golire, am numit-o, va fi mai mare,
Dar pe măsură ce scade nivelul apei, această viteză se face tot mai mică, tot mai mică și tinde la zero atunci când adâncimea apei tinde și ea la zero. Asta înseamnă că dacă deschidem ambele robinete și vasul este gol, la început debitul de umplere fiind mai mare decât debitul de ieșire, nivelul apei urcă. Dar pe măsură ce crește nivelul apei, crește presiunea la nivelul robinetului de ieșire și crește și debitul de ieșire. Crește viteza cu care iese apa. Ceea ce înseamnă că la un moment dat, viteza cu care urcă apa devine egală cu viteza cu care coboară apa. Viteza de urcare devine egală cu viteza de golire. Și asta înseamnă că din acel moment nivelul apei nu mai crește. Acum debitul de ieșire a devenit egal cu debitul de intrare și cantitatea de apă din vas rămâne constantă. Din acest motiv, dacă vrem să calculăm timpul în care se umple vasul când amândouă robinetele sunt deschise, trebuie întâi să verificăm dacă nivelul apei poate ajunge până sus. Dacă nu, cumva viteza de golire devine egală cu viteza de umplere înainte ca vasul să se umple. Pentru că dacă e așa, vasul nu se umple niciodată. Așa că ceea ce trebuie să calculăm întâi este adâncimea limită a apei din vas. Să o notăm H indice L. Și să vedem dacă această adâncime limită este mai mare sau mai mică decât H mare, decât înălțimea vasului. Pentru că, repet, dacă e mai mică, atunci vasul nu se umple niciodată cu ambele robinete deschise. Acum să găsim expresiile celor două viteze. A vitezei de umplere, respectiv a vitezei de golire. Pentru viteza de umplere e foarte ușor să găsim o expresie, pentru că e vorba de o viteză constantă. Așa că trebuie doar să împărțim distanța pe care nivelul apei trebuie să o parcurgă ca să se umple vasul și care este H mare, înălțimea vasului, la timpul de umplere. Deci viteza de umplere are expresia H supra timpul de umplere. Și asta e tot. Ca să găsim expresia vitezei de golire, pornim de la ecuația de continuitate. Și anume comparăm ce se întâmplă în vas cu ce se întâmplă în robinetul de ieșire. Și atunci avem secțiunea vasului S mare înmulțită cu viteza de golire, adică cu viteza cu care coboară apa în vas, trebuie să fie egală cu secțiunea robinetului de ieșire înmulțită cu viteza apei la ieșire din robinet. Și de aici rezultă că viteza de golire este S mic pe S mare înmulțit cu V indice I. Dar știm deja că viteza de ieșire a apei este radical din 2GH. Și atunci viteza de golire are expresia S mic pe S mare înmulțit cu radical din 2GH. Când cele două viteze devin egale, în modul, bineînțeles, pentru că una este orientată în sus și una în jos, atunci ajungem la echilibru în sensul că debitul de ieșire a devenit egal cu debitul de intrare și din acel moment nivelul nu se mai schimbă, nivelul apei nu se mai schimbă. Să punem această condiție. H mare supra timpul de umplere trebuie să fie egal cu S mic supra S mare înmulțit cu radical din 2G, iar H a devenit acum H limită. Pentru că am pus condiția ca cele două viteze să fie egale în modul, deci am aici H limită. Să ridicăm la pătrat și să înmulțim cu numitorii și atunci obținem H pătrat înmulțit cu S mare pătrat trebuie să fie egal cu S mic pătrat ori timpul de urcare la pătrat înmulțit cu 2G ori H limită. Și de aici putem scrie expresia
adâncimii limită a apei, h limită, este egală cu h mare pătrat s pătrat supra s mic pătrat ori 2g ori timpul de urcare la pătrat. Și avem o expresie pentru înălțimea limită, dar care nu ne este de mare folos în problema noastră, pentru că noi cunoaștem doar timpul de umplere și timpul de golire. Nu cunoaștem cele două secțiuni și nici raportul lor. Așa că trebuie să facem ceva ca să scăpăm de raportul S mare pe S mic. Ca să scăpăm de raportul ariilor secțiunilor, trebuie să le exprimăm în funcție de ceva ce cunoaștem, ceva ce problema ne dă. Și singurul lucru pe care îl mai știm și care nu apare în această relație este timpul de golire. Așa că să plecăm tot de la viteza de golire. Viteza de golire știm că are expresia S mic pe S mare înmulțit cu radical din 2GH. Dar viteza de golire este DH pe DT. Și atunci putem scrie dH pe dT este egal cu S mic pe S mare ori radical din 2GH. De unde rezultă că dT este dH supra S mic pe S mare înmulțit cu radical din 2GH. Și avem acum o egalitate pe care o putem integra. Și avem integrală de la 0 la t din dt, de la 0 la timpul de golire, pentru că punem condiția ca vasul să se golească în acest timp, trebuie să fie egală cu partea constantă, să o scriu în față, s mare împărțit la s mic, ori radical din 2g, integrală de la h mare la 0, pentru că vorbim despre golire și golirea începe când nivelul apei este h mare și se termină când nivelul apei este 0, din 1 pe radical din h de h. Și de aici obținem că timpul de golire se poate scrie de 2 ori S mare radical din H mare supra S mic radical din 2G mic. Și acum putem să substituim raportul S mare pe S mic din această relație în relația care ne dă H limită. Și dacă facem așa, vă rog să încercați și veți vedea, obținem că H limită este H mare înmulțit cu timpul de golire supra de 2 ori timpul de umplere la pătrat. Deci obținem o relație din care îl putem calcula pe H limită dacă știm cât este înălțimea totală a vasului și cei doi tipi, timpul de golire și timpul de umplere. O relație pe care acum o putem folosi ca să vedem cât este, în cazul problemei noastre, H limită. În problema noastră, timpul de golire este 1 minut, adică 60 de secunde, și timpul de umplere este de 45 de secunde. Atunci, H limită, conform relației pe care am găsit-o, va fi H mare înmulțit cu timpul de golire 60 de secunde supra de 2 ori 45 de secunde timpul de umplere, totul la pătrat. H limită va fi H mare înmulțit cu 60 pe 90, se simplifică cu 30 și rămâne 2 pe 3 la pătrat, 4 pe 9. Deci, în condițiile problemei noastre, înălțimea limită este mai mică decât înălțimea vasului.
este nici măcar jumătate din înălțimea vasului, aproape jumătate, 4/9 din înălțimea vasului. Așa că răspunsul la prima întrebare, când se umple vasul dacă amândouă robinetele sunt deschise, răspunsul este niciodată. Nivelul apei se stabilește la 4/9 din înălțimea vasului. Și vasul, deci, nu se umple niciodată. Dar, așa cum v-am spus, acest rezultat ne duce la alte două întrebări interesante. Prima este ușoară, a doua un pic mai grea. Prima ar fi, care trebuie să fie raportul dintre timpul de golire și timpul de urcare pentru ca vasul să se umple? Și la această întrebare, cred că vă dați seama deja, răspunsul este ușor de dat, vom vedea imediat. Iar a doua întrebare este, după cât timp se ajunge la nivelul limită? Cât timp trece până când se stabilește nivelul apei și ajungem la situația de echilibru în care nici nu mai se ridică apa, nici nu mai coboară apa în vas? Să răspundem întâi la prima întrebare. Punem condiția ca H limită să fie egal cu H mare. Asta vrem. Ca vasul să se umple totuși. Și atunci avem H mare este egal cu H mare înmulțit cu timpul de golire supra de 2 ori timpul de urcare la pătrat. Ceea ce înseamnă că timpul de golire pe de 2 ori timpul de urcare trebuie să fie egal cu 1. Deci timpul de golire supra de 2 ori timpul de urcare trebuie să fie egal cu 1 și de aici rezultă că timpul de golire trebuie să fie de 2 ori timpul de umplere. Deci dacă timpul de golire este dublu față de timpul de umplere, atunci vasul se umple până sus și acolo se stabilește nivelul apei și apa nu mai urcă, nu mai coboară. În cazul nostru, ar trebui ca robinetul de umplere să poată să umple vasul în 30 de secunde în loc de 45, adică în jumătate din 60 de secunde. Și atunci se vede că H limit ar deveni egal cu H mare, pentru că aș avea 60/60. 1, 1 la pătrat e 1, H limită devine egal cu H mare. Și am răspuns la prima întrebare și acum să trecem la întrebarea mai grea. Ca să găsesc timpul necesar apei să ajungă la nivelul limită, la nivelul la care debitul de intrare este egal cu debitul de ieșire, voi proceda în felul următor. Voi găsi întâi o relație care să îmi permită să calculez după cât timp ajunge apa la un nivel oarecare, să-i spunem H. Și apoi voi pune condiția ca acel nivel să fie nivelul limită în formula pe care o vom găsi. Ca să fac acest lucru, am nevoie din nou de viteza cu care urcă apa, dar de data asta de viteza cu care urcă apa când amândouă robinetele sunt deschise. Și în acest caz, viteza cu care urcă apa este diferența dintre viteza de umplere și viteza de golire. Adică este H mare supra timpul de umplere, care este viteza de umplere, minus S mic pe S mare, ori radical din 2GH, care este viteza de golire. Și această diferență este, deci, viteza cu care urcă apa, adică putem scrie că ea este dH supra dt. Și de aici rezultă că dt este egal cu dH supra H mare pe timpul de umplere minus S mic pe S mare ori radical din 2GH. Relație care se poate integra. Aici integrăm de la 0 la, să numim timpul pe care îl căutăm, t mare din dt și din coace integrală de la 0 la h din această expresie. Trebuie să recunosc că am avut probleme cu
această integrală, așa că am apelat la ajutorul colegului meu, profesorul de matematică Ioan Lung, căruia îi mulțumesc și pe această cale, și am reușit până la urmă să obțin următoarea relație pentru T mare. T mare este egal cu, mi-am notat-o, S mare supra S mic înmulțit cu G, pe lângă radical din 2GH minus H mare ori S mare supra timpul de urcare înmulțit cu S mic, înmulțit cu logaritm natural din 1 minus timpul de urcare înmulțit cu S mic supra H mare înmulțit cu S mare și totul înmulțit cu radical din 2GH. Și avem o expresie care ne permite să calculăm valoarea timpului necesar pentru a ajunge la nivelul H, dar avem din nou aceeași problemă pe care am mai avut-o odată. În această expresie apare și raportul secțiunilor, pe care nu-l cunoaștem. Și atunci procedăm tot așa cum am mai procedat, ne folosim de relația timpului de golire și substituim raportul S mare pe S mic din această relație. Și atunci obținem următoarea relație. T mare este egal cu timpul de golire înmulțit cu radical din H mic pe H mare minus timpul de golire la pătrat supra de 2 ori timpul de umplere înmulțit cu logaritm natural din 1 minus de 2 ori timpul de urcare supra timpul de golire înmulțit cu radical din H mic pe H mare. Și acum avem o relație pe care o putem folosi pentru problema noastră, pentru că în relația care ne permite să-l calculăm pe T mare, apar doar H mare, înălțimea vasului, și cei doi timpi, timpul de umplere și timpul de golire. Și acum vine surpriza. Dacă în această relație înlocuim valoarea lui H cu H limită, ca să găsim după cât timp ajungem la nivelul limită, vom obține logaritm natural din 0. Încercați și veți vedea că așa e. Dar logaritm natural din 0 n-are sens. Nu este definit. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă următorul lucru. Limită din logaritm natural din x când x tinde la 0 este minus infinit. Și limita ne interesează aici. Înseamnă că atunci când argumentul logaritmului natural tinde spre 0, partea asta tinde spre minus infinit și avem un minus în față, timpul se face infinit. Ceea ce înseamnă că nu se ajunge niciodată la nivelul limită, teoretic. Și dacă ne gândim un pic, e normal să fie așa. Viteza cu care urcă apa se face tot mai mică. Pe măsură ce se apropie de nivelul limită, se face tot mai mică și mai mică și mai mică. Deci, teoretic, nu se ajunge niciodată la nivelul limită. Dar, în practică, sigur, există un timp finit după care putem să spunem că am ajuns la echilibru. Și putem folosi această relație să calculăm acel timp, punând condiția ca H să fie foarte aproape de H limită. De pildă să fie 90% din H limită sau 95%. Depinde cât de precis vreți să calculați. Vă las vouă plăcerea să faceți aceste calcule. Sper că v-a plăcut problema. La revedere!